La data de 24 februarie, românii sărbătoresc Dragobetele, o sărbătoare pusă sub semnul unei zeități mitice. Dragobetele este în credința populară un simbol al dragostei curate, al fertilității și fecundității, dar și o sărbătoare strâns legată de renașterea naturii. Dragobete, fiul al babei Dochea, era un june frumos și nemuritor, cu părul negru, capana corbului și ochii verzi, despre care se crede că era parte omenească și parte îngerească. În panteonul autohton, el este identificat cu Eros din mitologia greacă și Cupidon din mitologia romană. El era un poznaș care avea menirea de a încurca cărările fetelor și ale tinerelor neveste, ieșind în calea acestora și săruptându-le, le făcea să-și piardă mințile, de unde și bine cunoscuta sintagmă, Dragobetele sărută fetele. Considerat ca fiind patronul dragostei și al bunei dispoziții, deschizător al primăverii, Dragobetele este întâmpinat cu flori. Această sărbătoare marchează nu numai revigorarea naturii, dar și a omului care, cu această ocazie, se primenește. În această perioadă, păsările, vegetația, dar și oamenii se pun în acord cu natura ca într-o nuntă a naturii, simbolizând retrezirea la viață. Această zi este considerată ziua constituirii perechilor, atât în rândul oamenilor, cât și în rândul păsărilor. De Dragobete, fete și băieți se strâng în cete și ies în aer liber pentru a culege primele flori ale primăverii. Râzând, glumind, povestind și chiuind, aceștia își șoptesc cuvinte de dragoste, crezându-se că în felul acesta ei vor fi îndrăgiți și iubiți de toată lumea în acel an. În această zi, tinerii se zburătoresc, ei se aleargă, o fugă rituală în care fata se lasă prinsă pentru a fi sărutată dacă îl place pe cel care o aleargă. Acest sărut este considerat ca o logodnă. Florile culese în această zi erau puse la icoană și în apa de lăutoare pentru ca fetele să-și păstreze frumusețea și tinerețea pentru o vreme cât mai îndelungată, dar și pentru îndepărtarea invidiei și alungarea gândurilor rele. După uscarea acestora, erau date pe o apă curgătoare în ziua de sânziene, pentru ca toate relele să plece la vale odată cu ele. Fetele mari strângeau ultimele rămășițe de zăpadă, numită zăpada zânelor, iar apa obținută după topirea acesteia era folosită pe parcursul întregului an pentru înfrumusețare, dar și pentru diferite descântece de dragoste. Deși o sărbătoare cu rădăcini străvechi, pentru o perioadă de timp, aceasta nu a mai fost celebrată de români. Faptul că astăzi, în mai multe dintre colțurile țării, băieți și fete se întâlnesc pentru a sărbători Dragobetele, arată cât de importantă este pentru fiecare dintre noi întoarcerea la origini și la tradițiile autohtone. Astfel, Muzeul Dunării de Jos Călăraș, în colaborare cu Palatul Copiilor, și cu sprijinul Centrului Cultural Județean și-au propus aducerea în timpul acestui. Bine v-am regăsit! Sunt Lavinia Vasile și voi fi gazda dumneavoastră în această seară și cu bucurie vreau să vă urez Dragobete fericit! Dacă tot ne urăm valentine de fericit, eu zic că mai bine l-am bucurat de Dragobete! Vreau să vă spun că ați urmărit un filmuleț care face parte dintr-un proiect mult mai amplu, inițiat de Muzeul Dunării de Jos din Călăraș, în parteneriat cu Centrul Județean de Cultură și Creație, cu sprijinul Centrului Județean și alături de ei suntem și noi cei de la Palatul Copiilor, în parteneriat. Și ne bucurăm să vă spunem că acest proiect va conține mult mai multe filmulețe. Încercăm să aducem în fața dumneavoastră tradițiile locale, să le promovăm, să le facem cât mai vizibile și cât mai ușor de accesat și de vizionat de tinerii noștri și nu numai. Acest proiect își propune, exact cum vă spuneam, să promoveze aceste tradiții și pentru că este ziua de Dragobete, se spune că este bine să ne bucurăm, să petrecem, să fim veseli, ca să ne meargă așa bine tot anul, nu? Prin urmare, Centrul Județean de Cultură și Creație s-a gândit la dumneavoastră și v-a pregătit în această seară un program foarte frumos, unde veți urmări copiii talentați ai județului nostru și nu doar copiii. Pentru că vreau să încep această seară prezentând în fața dumneavoastră un cor. Nu
Nu știu dacă i-ați văzut de foarte multă vreme, pentru că a fost și situația aceasta, cu siguranță nu prea i-ați văzut, de aceea ne bucurăm că îi avem alături de noi pe cei de la Camerata Danubii. Din anul 2004, activitatea corului este coordonată de doamna profesor-dirijor Diana Vieru Burlescu. În repertoriul acestei formații corale găsim piese laice, religioase, precum și piese de inspirație folclorică. Iar în această seară s-au gândit să ne pregătească Trandafir de pe Răzoare, muzică Sabin Drăgoi, Nevasta mea e moldoveancă, de V. Ionescu Pașcani, și Catiușa, după aranjamentul muzical de Tatiana Berezovicova. Să-i ascultăm! Nu-ți-ai mai călăbărbiță, Thank you.
și a folclorului românesc, bineînțeles. Și avem alături de noi astăzi ansamblul folcloric Ghiocelul de la Palatul Copiilor Călăraș. Îi invit alături de mine. Vom prezenta astăzi mai multe dansuri alături de soliști, bineînțeles. Vom începe cu un dans de Moldova. Și după acest dans, Daria Ghiță vine și ne cântă Are mama doar o fată. Să-i dă poate să-i dă, 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 să-i dă poate să-i dă,
acum cu mine domnișoara Irina Ion, care trebuie încurajată un pic, așa este ea, nu are nevoie de încurajări mereu, deși îi spun tot timpul că este pregătită. Nu-i așa? Poate? Vă rog să o încurajați, ea vă cântă acum. Nu, aseară, la altă seară. Așadar, Riana, te rog. Bună seara! Și pe la tine.
acesta am fost o horă de Muntenia, pentru că am încercat să vă purtăm prin toate zonele țării, pentru că Dragobetele, așa cum toată lumea știe, nu este specific doar în zona noastră, se obișnuiește să se trăiască acest obicei în toată țara. Și atunci am început cu Moldova, am trecut prin Oltenia, acum am fost în Muntenia, iar acum o invit alături de mine pe Daria Ghiță, care ne va cânta o geampara, niciodată ca odată. Thank you.
mulțumim foarte mult! Mulțumesc frumos, dragilor! Cu speranța că v-am încântat sufletele pe ziua de azi și v-am umplut de dragoste, de țară și nu numai. Vreau să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici și vreau să vă anunț că vă așteptăm și la alte evenimente pe care Centrul Județean de Cultură și Creație Călăraș le pregătește pentru dumneavoastră acum în cel mai apropiat timp. Adică, pe 7 martie, la ora 17, spectacolul Mama Mărțișor Neprețuit, invitați Cătălina Tudorache, pe care ați văzut-o un pic mai devreme, alături de trupa Distinto și taraful Constantin Lătărețu. Iar pe 12 martie vă așteptăm la piesa de teatru O femeie împărțită la doi, începând cu ora 19. Biletele vreau să vă anunț că le găsiți, le puteți cumpăra și în această seară aici în foaier sau la casa de bilete a Centrului Cultural. Vă mulțumim încă o dată, din suflet, dragobete, fericit tuturor și să ne auzim cu bine sănătoși. O seară frumoasă!